Începem panelul numărul 3. Sper că ați apucat să dejunați corespunzător, dar suntem constrânși de timp, având în vedere că după panelul 3 mai urmează un ultim panel cu destule teme anunțate. În panelul 3 avem trei interveniente, o doamnă magistrat, îmi cer scuze, și două avocat. Prima intervenție va fi a doamnei judecător doctor. Aveam tendința să spun, în concepția juriștilor, e cunoscută ca magistrat, actualmente avocat doctor, partener Mușat și Asociații, doamna Nela Petrișor, cu tema intitulată Efectele deciziei numărul 369 pe 2017 a Curții Constituționale a României, orientări și tendințe jurisprudențiale la nivelul înaltei curți de casație și justiție a României. Sigur că în panelul 1 au existat niște discuții cu privire la interpretarea, aplicarea, incidențele în practică ale deciziei 369 pe 2017 a Curții Constituționale, care au fost abordate parțial de colegul meu, domnul profesor Alin Speriusi Vlad, dar domnia sa cred că a avut o abordare, completat fiind și de colegul meu, profesorul Traian Briciu, prin prisma nu atât a doctrinarilor, cât și a avocaților. Acum cred că e momentul să avem o interpretare, sperăm noi, care se va regăsi și în practică, a unui magistrat de carieră, unui magistrat de înaltă curte, cu privire la incidența acestei decizii a Curții Constituționale, extrem de importante, nu doar în viața justițiabilor, cât și în viața magistraților de la Instanța Supremă. Doamna avocat, aveți cuvântul.